De cât va ține sau nu acest război și cum se va încheia, că nu avem de unde să știm, sperăm doar să fie bine și pace, însă vorbim și de consecințe, consecințe pe termen lung pe care le vom suporta inclusiv noi, românii. Mă refer aici, înțelegem creșteri la făinoase, la grâu care a crescut, la ulei poate, nu? Să ne așteptăm în perioada următoare. La ce să ne așteptăm? Ca și efecte pe termen lung, mediu, scurt. Sunt două dimensiuni. Oricum, după această pandemie, era clar că lumea se reașează și că lanțurile de producție și de distribuție vor trebui să fie modificate. Pentru că pandemia ne-a arătat că decizia de a produce în China sau în alte țări asiatice doar pentru că este mai ieftin nu e suficient. Pentru că, pe urmă, asta, faptul că nu poți să le transporti cu ușurință din diverse motive, îți creează probleme mai mari decât costurile de producție. Deci, oricum, după această pandemie, era discuția despre o reașezare globală din punct de vedere economic, dacă vreți. Acum, și cu acest război și cu faptul că a fost acest răspuns brutal la adresa Federației Ruse, pentru că a fost un răspuns brutal economic, în primul rând. NATO nu intră astăzi în conflict cu Federația Rusă directă, pentru că lucrurile ar putea escalada foarte mult. Dar economic vorbind, vedem o Rusie care este tot mai sărăcită, vedem o rublă care cade, vedem sancțiuni care afectează în mod drastic economia importantă. Și vedem o Ucraina care, într-adevăr, importurile noastre din Ucraina nu erau atât de mari încât să nu poate fi compensate. Dar eu aș vedea în asta și o oportunitate. De asta noi, la nivel de Partid Social-Democrat, vorbim cu colegii din coaliție pentru că trebuie să renegociem acel PNRR. În varianta inițială, irigațiile, să vă dau un exemplu, nu au fost cuprinse. De ce? Nu știu să vă răspund, dar nu au fost cuprinse. Însă, credem că astăzi este un moment oportun să renegociem PNRR-ul astfel încât să putem băga și infrastructura de irigații în aceste fonduri rambursabile și nerambursabile pe care le luăm de la Uniunea Europeană, astfel încât să transformăm în oportunitate bucata de criză care ne privește și pe noi. Nu cred că vom intra într-o criză generală a alimentelor, pentru că, repet, importurile nu erau atât de mari încât să nu le putem acoperi, dar cred că putem să fim inteligenți și să înțelegem că există o oportunitate de a dezvolta mai mult agricultura românească și colegul Adrian Chesnoiu de la Ministerul Agriculturii a înțeles acest lucru. Însă avem nevoie de acești bani europeni, pentru că dacă tot îi avem, măcar să-i folosim pentru ceva care să ne ajute în mod direct.